Suceava, un sfert dintre apelurile de urgență reprezintă alarme false. Un caz deosebit este în localitatea Slatina, unde o femeie sună și de 5 ori pe zi pentru a cere ambulanța pe care o folosește, atenție, ca taxi pentru a merge la Cerșit, în cel mai apropiat oraș. În total, într-o lună, femeia a ajuns să sune și de 100 de ori. Lucrătorii de la serviciul de ambulanță din Suceava se confruntă de câțiva ani cu o problemă căreia nu-i găsesc rezolvare. O femeie apelează la 112 de mai multe ori pe zi și pretinde că are diverse probleme. Ea locuiește în comuna Slatina din Suceava și vrea să ajungă la Fălticeni, adică la 27 de kilometri distanță, iar ambulanța pare să-i fie la îndemână. Când medicii o aduc la destinație, se strecoară afară din mașină și fuge în oraș. Prânză lăcrămioară care folosește ambulanța cu poze taxi să vină la Cerșit în Fălticeni și când merge șoferul și asistenta să-i facă foaia, când se întorc, ea nu mai este, este dispărută. Chiar mi-au povestit cei de la Fălticeni că după ce a fost presa, credeți că voi noi nu o să mai chem, o să chem în continuare, o să facem în continuare același lucru. În urmă cu 2 ani, femeia a fost amendată pentru alarmele false pentru care a sunat la 112, însă nu a încetat să o facă. Situația este bine cunoscută în sat. Vecinii spun că s-au obișnuit deja cu ambulanța să le treacă prin fața porții de câteva ori pe săptămână. Vine ambulanța de 2-3 ori pe săptămână, eu duci la Fălceni, vine înapoi, sară la 8, nu mă văd acasă. Nu fac nimic pe lângă casă, nu sprind nimic. Și mizerii doar dacă ieșesc încolo, doar ia acolo și adia. Femeia se apără și spune că are probleme reale de sănătate. De obicei sună pentru dureri de burtă sau de cap. Și când mă simt că văd că nu mi-e rău, mă duc. Mă pun la perfuzii, mă mai certe din când în când. De ce? Păi spune că da, te-am venit și te-am luat pe tine, poate unul moarte. Dar dacă și mie mi-e rău, ce să fac? Autoritățile locale spun că încearcă de an bun să găsească o rezolvare și să o determine pe femeie să nu mai sune degeaba la ambulanță. Sunt și probleme și financiare și de ordin psihic, nu știu cum să spun. Eu nu m-am dus pe la Cerșit, dar știu că se sună foarte, foarte des la acest serviciu. Astăzi, nenumărate boli. Din nefericire, femeia din Suceava nu este un caz singular. În prima jumătate a lui 2021, serviciul 112 a fost apelat abuziv de peste 231.000 de ori. Recordul e deținut de un bărbat din Olt, care a sunat de peste 22.000 de ori la numărul unic de urgență.